Hei, salut, salut! Am repoziționat microfonul, era așezat undeva lângă eșapament și acum l-am mutat sub șa, pentru că vâjea din cauza vântului cu tot cu buretele ăla de protecție. Și am venit acum pe virajele astea să vedem ce sunet generează microfonul, poziționat, zic eu, unde trebuie. Bă, au ieșit ăștia la plimbare cu mașinile. Nici nu-i prea cald afară și... E posibil să fie aderența scăzută a anvelopelor. Frâna de motor, viraj dreapta, și acum vira stânga. Sunt deja într-a doua. Mi-e puțin cam teamă să dau motocicleta stânga-dreapta brusc, nu știu, e prostia asta pe jos și am impresia că alunecă pe ea. Am văzut că ABS-ul n-a intrat, e bine. La vigilent cu bicicleta, ce vezi, du-te de aici atât de bun. Ia, ceva prieteni de-ai mei? Doamne, triumf ce este, Anija. Un Adventure de la BMW. Omul frumos, relax, nu? Disperat. Nu am nimeni sălbatic astăzi pe aici, pe străzi. Pe șosea, de fapt.
reprezintă orășelul ăsta izolat aici. N-am intrat niciodată, am tot zis că fac niște opriri la un moment dat, dar până acum n-am intrat aici să văd farme cu aceste orășeli. Cu bărcuța la vârful muntele, cum vine asta? Drăguțe căsuțele astea. Și mai ales pe vârful dealului aici, la aer curat. Cred că ăsta sunt la vreo 1000 de metri în altitudine, să se văd pe cameră când descarc filmul. Ia uite, ceva întins. Mamă, ia uite acolo casă, ești nebun. Câta biblioteca într-un living de ăla cu pereți de sticlă. Super, ia uite. Cred că au centrală pe lemne, miroase a fundul ăsta de lemne. Vine și mașina de cu noi. Am făcut din camera până aici jumătate de oră. Oh, ce e asta, frate, aici? Ce casă e asta, mă? Ești nebun cât am mai zrahonca. Ia uite aici. Cu caiac? Hai, cu caiac, înțeleg. Dar ăla cu barca. Acum bate soarele din față și nu e deloc bine pentru imagine. Hai să luăm pe aici, bine. Alea castanilor. Ce tare strada asta, nici o casă. Iuhuhu, iuhuhu. Bate vântul frunzând lungă. Cam atât pentru astăzi, v-am pupat, nu uitați să trageți de clopoțel.